Bună ziua, bună ziua! Astăzi o să facem acest trandafiraj micuț pentru un tortuleț. Eu sunt Camelia, mulți din voi mă cunosc. Bine ați venit! Astăzi o să facem acești trandafirași, uitați-i! Din bezele, bezele gumoase, am să vă arăt cum, și trandafirași, uitați-i! Din aceste bomboane gumoase. Așa, aici am zahăr pudră. Și pentru acești trandafirași o să avem nevoie de puține ingrediente, de bomboane sau cum le mai spuneți, bezele gumoase care se găsesc în comerț. Eu am căutat ca să nu mai pun colorant, să le cumpăr gata de aceeași culoare. Aici am verzi, roz, albe. Am și galbene, ia uitați, doar galbene, nu trebuie mult. Așa, și cele care sunt colorate le punem împreună. Și o să mai avem nevoie de puțină apă, cam o linguriță, două, și zahăr pudră. Zahăr pudră la pachetele, nu făcut în casă. Și cât este nevoie, cam la două bezele intră cam 100 de grame de zahăr pudră. Eu acum îl cern și începem să facem acest fondant din bezele gumoase. Așa, am cernut zahărul pudră. O să începem cu galbenul. Avem una galbenă și o să punem într-un, că nu trebuie multe, și o să punem o linguriță de apă. O să luăm o linguriță și o să punem o linguriță de apă. Ia uitați. O linguriță mică. Și o punem aici peste bezele. Acum, ori punem pe foc o tigăiță cu apă și deasupra așezăm, doar ca să atingă apa, așezăm și topim bezelele, sau eu am să le pun în microunde și le lăsăm câteva secunde. Și acum o să amestecăm. Amestecăm. Vedeți că s-au topit. Amestecăm bine. Cam așa arată bezelele cu apă. Și acum o să adăugăm treptat zahărul pudră. Și luăm cu lingura și punem. Și amestecăm până obținem fondantul. Și amestecăm încet, încet. Și așa procedăm și cu rozul și cu verdele și cu albul. Ia uitați, amestecăm. Mai adăugăm puțin zahăr. Și apoi o să-l frământăm și o să amestecăm pe o suprafață, pe masa noastră de lucru. Și amestecăm. Așa, ia uitați cum arată. Și mai amestecăm, mai punem puțin zahăr.
zahăr pudră. Nu facem mult, deoarece puțin trandafir ne trebuie. Doar dacă vrem să acoperim tortul cu fondant, atunci punem mai multe bețele și facem ca să avem, să putem acoperi toată suprafața tortului. Așa. Acum o să pun totul pe masa de lucru. Așa trandafirașul să facem. Ia uitați. Așa arată. Îi facem doar cu mâna. La acești trandafiri nu folosim nimic altceva decât cu mânuța. Facem biluțe, petale, una câte una. Așa, aici avem bezelele, am să le dau deoparte. Și o să punem aici pe un fund. O să presor puțin zahăr. Și o să punem fondantul nostru. Să-l amestecăm aici pe masa de lucru. Și acum cu mânuța îl frământăm. Și simțim la mână când nu mai este nevoie să mai adăugăm zahărul. Vedeți că acum se lipește, este foarte moale. Și o să punem zahăr până când aluatul nu mai cere fondantul. Ia uitați așa. O să mai punem puțin zahăr. Și amestecăm. Ia uitați cum a ieșit. Vedeți? Încă este moale. O să mai adăugăm încă puțin zahăr. Și îl punem aici și amestecăm. Ia uitați, așa. Este aproape gata. Ia uitați, cam așa arată. Și din acest o să facem trandafiraș. Eu ieri am făcut roz și în cei care sunt mai închiși de culoare, acest roz mai închis, ia uitați, am adăugat și puțin colorant. Dar acesta este opțional. Și doar din fondant, doar din marshmallow, acesta este obținut din care are trei culori, cu galben, ia uitați, acești trandafirași micuți, pe care o să-i așezăm pe tort. Sunt foarte, foarte delicați. Așa. Acesta este galbenul. Și o să începem să facem trandafirașii galbeni. O să am nevoie și de puțin amidon. Mai amestecăm puțin, să adăugăm din zahărul rămas. Așa. Și am să dau deoparte puțin zahăr. Așa. Aici am fondantul. Aici am puțin amidon. Eu am să pun puțin pe masa de lucru. Să mă șterg de zahăr. Așa. Și acum începem să facem trandafirașii. Aici am amidonul. O să am nevoie să-mi pun mânuțele ca să nu se lipească de degete. Și o să începem. O să luăm o bucățică. Ia uitați. Și începem cu mijlocul. Apoi o să facem biluțe. Ia uitați așa. Și cu mâna, vedeți? Țin. Pun un amidon ca să nu se lipească. Și apăsăm. Și facem câte o petală. Una câte una. Se fac ușor.
și sunt făcuți de mânuța noastră. Așa. Acum o să așezăm aici deasupra. Ia uitați, prima petală. Acum o să facem alta. Tot la fel, facem o biluță. Apăsăm partea de jos, vedeți? Așa. Ca să nu se lipească, punem degetele în amidon și ținem. Și acum cu degetele întindem. Ia uitați. Lărgim. Vedeți? Și o să punem cealaltă petală deasupra. Ia uitați. Și acesta o să fie mijlocul la trandafir. Se vede. Și acum începem să facem celelalte petale. Ne dăm cu puțin amidon, rupem. Dacă doriți și faceți mai mult, luați doar câte o bucățică și restul îl puneți în folie transparentă ca să nu se usuce. Și începem. Am făcut o altă biluță. Apăsăm. Vedeți? Apăsăm puțin ca să putem ține. Și acum ne întindem partea de deasupra cu puțin amidon și lărgim. Așa. Și acum începem. Și aplicăm prima frunzuliță. Și o prindem aici și lăsăm capătul acesta liber. O așezăm aici. Facem altă biluță. Așa, ne dăm degețelele, apăsăm și lărgim. Oricine poate să facă. Așa. Lărgim. Ia uitați. Și ca să facem ca o petală. Acum, cum ați văzut, eu am lăsat aici capătul liber și o să pun, cum se vede, în interior, așa, aici. Ia uitați. Și întoarcem și lăsăm acest capăt liber și facem o altă petală. Și așa ne răsucim. Punem petală lângă petală. Simplu, nu? Altă biluță. Așa. Ne dăm degețelele în amidon. Apăsăm. Ia uitați. Și dacă dorim să facem floricele, putem folosi fel de fel de forme. Ia uitați. Și așa, dacă dorim, folosim fel de fel de forme de instrumente. Așa. Avem altă petală. Acum o să vin aproape să vă arăt. Se vede? Am prima petală, a doua, acum am să o așez pe cealaltă, a treia aici. Ia uitați, și răsucim. Dăm puțin formă la petale, ia uitați, le întoarcem puțin. Așa. Și lăsăm capătul acesta liber. Așezăm aici. Și am revenit. Luăm altă biluță și din 5 le facem mai mari. Pornim de la biluțe micuțe până facem puțin mai mari, să fie puțin mai, ca să facem, depinde cât de mare îl vrem, trandafirașul. Așa. Acum, vedeți, am biluță, eu apăs aici ca să țin și încep să-mi lărgesc petala. Ia uitați. Cu degetele. Simplu. Așa. Acum mă duc unde este petala lăsată liberă și o așez peste și întorc. Uitați așa. Și las liber capătul ca să facem altă petală. Pun un amidon, strâng. Și acum dăm formă la petală. Cine are forme de petale, le poate face cu forme. Eu le fac așa. Așa. Și acum
O să lipim alta aici. Ia uitați. Cum iese. Încet, încet. Am să-l las așa micuț. O să tăiem partea de jos cu un cuțitaș sau cu un forfecuț. Ia uitați. Tăiem. Și îl așezăm să se usuce. Am să pun fondantul, am să-l pun în folie transparentă ca să nu se usuce, trebuie păstrat. Și să facem și să vă arăt cum, la cei care au venit mai târziu, cum facem acest fondant. Trandafirașul puteți pune, uitați, așa și lăsați sau într-o lingură și lăsați până a doua zi până se usucă. Am să-l pun așa în folie. Și cât lucrați trandafirașii, luați câte o bucățică, că el se usucă dacă nu stă în folie transparentă. Așa. Într-un bol. Eu am să pun două bezele. Ia uitați, două bezele din acestea sunt verzi, verde deschis, ca să facem frunzulițele. Punem aici. Aici am apă. Am să pun o linguriță de apă, nu mai mult. O linguriță de apă. Și o pun peste bezele. Acum, cine nu are microunde, într-un vas cu apă, așează acest vas cu bezele peste și le topește în baimărie. Eu am să le bag la microunde și am să las câteva secunde. Nu durează mult. Ia uitați, s-au topit. Amestecăm. Și acum am să adaug 0 zahăr pudră. Zahărul pudră nu trebuie făcut de noi, trebuie cumpărat în pliculețe și cernut. Aici am zahăr pudră și am să adaug cu lingura puțin câte puțin. Și amestecăm, amestecăm, amestecăm. Se face foarte, foarte ușor. Ia uitați. Și amestecăm cât este nevoie. Și după aceea frământăm pe masa de lucru. Vedeți? Și mai adăugăm zahăr pudră. Așa. Cum am spus, fac acest tortuleț pentru o fetiță de 8 ani. De aceea am cumpărat aceste bezele gata colorate, sunt din comerț. Și ca să nu mai adaug alt colorant peste, mâine am să fac pantișpanul și joi o să facem cremele și o să-l montăm. Miercuri, astăzi ce e? Marți, mâine facem pantișpanul și cremele și joi dimineața îl montăm. Ca să mergem la petrecere la o fetiță de 8 ani. Îl vrea cu ciocolata albă și frișcă și cu bombonele colorate și trandafirași mici peste. O să-l facem împreună. Să vedeți cât de ușor se face un tortuleț. Și o să fie îmbrăcat în acest fondant și cu bezele de trandafiraș deasupra. Așa. Mai adaug puțin zahăr. Și acum am să-l pun pe masa noastră de lucru și am să-l frământ pe masă. Și am să adaug zahăr pudră cât este necesar. Aromatul nu trebuie să fie tare, fondantul trebuie să fie potrivit la mână.
Am să pun, aici am amidon. Eu am să pun zahăr pudră aici, se vede. Și o să punem aici fondantul nostru. Vedeți, este destul de moale, mai trebuie să, încă se lipește de degete, mai trebuie adăugat zahăr pudră. Așa, adăugăm cât este nevoie. Nu trebuie să fie foarte tare. Ia uitați. Vedeți cum este? Cam asta e consistența. Așa. Și acum o să facem frunzulițele de trandafiri. Dăm zahărul pudră deoparte. Și luăm tot așa. Luăm câte o biluță. Și dacă aveți forme de frunzulițe, tăiați direct cu formă. Dacă nu, o să faceți așa ca mine. Aici am amidon și dau puțin amidon pe mâini ca să nu se lipească. Și apoi dăm forma la frunzuliță. Ia, uitați, cam așa. Cam așa. Cu un cuțitar sau cu un forfecuț o să tăiem puțin pe margini ca să dăm acei zimți la frunzuliță. Ia uitați, cam așa. Și tăiem așa puțin. Vedeți? Mi-așez frunzulița aici. O să-i facem nervurile cu un, uitați, cu un instrument din acesta. Cam așa arată. Simplu. Și eu le așez așa într-un bol. Sau în linguri, puteți pune în linguri. Unde este lingura de la zahăr? Puteți pune în linguri. Ia uitați așa, și trandafirii să se usuce. Ia să pun așa aici. O să facem și un bobocel de trandafiraș. Ce-mi rămâne, punem în folie alimentară ca să nu se usuce. Luăm folia de aici. Dacă nu se usucă și nu mai putem lucra cu fondantul. Și rupe. Și-l punem în folie alimentară. Așa. Lăs deoparte să facem un bobocel. Tot la fel, o să rupem o bucățică. Ne umezim mâinile, ne le dăm prin puțin amidon ca să nu se lipească. Și începem cu partea centrală. Apoi rupem și facem 2-3 petale. Cum am mai spus, avem
biluza noastră, facem o presiune aici și apoi întindem. Întindem ca să facem petalele. O așezăm aici deasupra, pentru partea de jos, din mijloc. Acum luăm și facem altă biluță. Ia uitați. Așa. Acesta este parte din centru, din mijlocul trandafirașului. Și acum facem altă biluță. O să facem un trandafir închis. Facem biluța, apăsăm și apoi dăm formă la petale. Cine are forme pentru petale, le poate tăia direct, întinde fondantul și le taie. Și o să începem cu prima frunzuliță de aici și o prindem și lăsăm acest capăt liber. Facem altă biluță. Strângem cu degetul, apoi întindem. Iată-ți cum. Și ne dăm cu puțin amidon pe degete ca să nu se lipească. Așa. Acum, unde am lăsat capătul liber, o să punem petala în interior și mai închidem puțin și lăsăm capătul liber și aici. Și mai facem încă o petală. Acum o să facem doar un bobocel. Așa. Dăm prin amidon, strângem și acum ne dăm formă la petala noastră. Așa. Unde am lăsat capătul liber, punem altă petală și acum răsucim și o să facem un trandafiraș un pic mai închis. Așa. O să tăiem partea de jos de aici. Și acum o să facem frunzulița care vine, ia uitați așa, în exterior. Și am să tai așa. Cam așa am tăiat. Acesta este un verde mai deschis și o să le aplic aici peste. Am să tai triunghiuri. Cam așa o să vină. Triunghiurile tăiate. Ia uitați, cam așa. Și apoi o să aplicăm altul aici. Ca să vină peste. Vedeți? Așa, și mai facem încă două. Două triunghiuri. Sunt migăloase, dar sunt frumoase. Trebuie timp, trebuie făcute înainte. Așa. Și acum o să așezăm frunzulițele aici peste. Ia uitați. Punem, pur și simplu, le lipim. Așa. Ia uitați. Aceștia sunt trandafirașii, ia uitați cum arată. Frumoșei din bezele gumoase, bezele marshmallow. Aceasta este rețeta mea care pentru trandafiraș din acest fondant făcut din aceste bezele. Ia uitați, bezele gumoase, care se găsesc în comerț.
Ia uite, sau colorate, poate așa le cunoașteți mai bine. Aceștia sunt trandafirașii care eu am făcut. Ia uite ce frumusețe. Făcuți astăzi în direct. Ăștia i-am făcut ieri. Sunt gata uscați. Vă pup dulce pe tot și vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine astăzi. Sper că v-au plăcut acești trandafiri și această rețetă. Eu așa îi fac. Se fac foarte simplu. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. La revedere! Pupici, trandafirași! O zi frumoasă tuturor! La revedere! Vă pup dulce pe toți! Multă, multă sănătate!